Variațiile de temperatură, lipsa de precipitații influențează atât productivitatea culturilor, cât și activitățile din zootehnie. Fermierii caută soluții și introduc în cultură plante exotice aclimatizate la condițiile noastre pedoclimatice. Marin Constantin, agricultor din Ilfov, a investit în asemenea culturi rezistente la temperaturi ridicate și la secetă. Noi facem plante, zic eu, în ghilimele, exotice. Avem curmalul chinezesc, care abia acum, când vorbim noi, desface mugurii, deci nu are riscuri de a-l prinde în ghețurile târzii. Odată știm foarte bine că am avut două episoade destul de grele, cu minus 5, minus 7 grade. Aisul este compromis și cireșul la fel. Cireșul peste 70%. Sunt multe fructe compromise și atunci noi venim, avem cachi în cultură, care la fel de-abia acum pleacă în vegetație. Să înțeleg că aceste plante exotice se adaptează zonei noastre și de acum încolo vom mânca aceste fructe? Cu siguranță sunt deja adaptate, sunt exemple. Domnul profesor Florin Stănică le studiază acest curmal de peste 20 de ani, fără nicio problemă, are o producție mai mare decât a unui corcoduș banal, produce foarte mult, momentan nu au boli și dăunători. Pe lângă acest curmal și banana nordului am venit cu aronia, care este, din punct de vedere nutrițional, un fruct. Dacă în primii ani, când l-am adus în urmă cu 11 ani, se spunea fructul cosmonautului pentru că era consumat în spațiu sub formă de pulbere, acum îi se spune fructul anticancer pentru că sunt foarte multe studii făcute și lumea se îndreaptă spre suplimentele acestea naturale. Din nefericire, avem nevoie de cât mai multe de aceste fructe, avem goji în cultură, avem un păr asiatic. Bineînțeles, nu putem să avem într-o curte să nu existe un colț de plante aromatice. Dacă ați văzut, avem o gamă largă de plante aromatice.